a fost momentul în care am zburat. Până la 17 ani eu n-am făcut baie decât în Ligian. Și atunci am zis, ce mă împiedică pe mine la 17 ani? Hormonii fac așa, că le învățați și pe ele bine. Rezolvați-vă problemele sexuale, că altfel nu o să puteți concentra. Mama nici care, Dumnezeu, băi de mine, cum să ai relații sexuale înainte să treci pe la biserică? Fiecare om pe care l-am întâlnit mi-a dăruit ceva. Ori ai 10 și ești number one, ori nu ești nimic. Asta e temperamentul meu. Să nu sufer pentru ce mi-ai făcut tu mie. Mama nu face decât să citească Biblia și să o interpreteze. Adică eu întâi îți dau un cap și pe urmă îți explic de ce. Tot ceea ce este omenesc posibil am făcut la viața mea. Despre nuntă s-a vorbit 3 luni, despre divorț s-a vorbit 2 ani. Eu sunt pasională. Prima iubire nu se uită, chiar dacă nu e cu finalizare la început. E prea slab pentru mine. Eu pe ăsta îl calc în picioare. Nu era capabil să facă bani el, decât susținut de mine, mie îmi trebuia una. Eu eram cheltuitoarea totdeauna. Eu am vândut rujuri. De acolo m-am îmbogățit. Mama, care e foarte credincioasă, n-a fost niciodată la tata la mormânt. Îmi cer scuze. Nu, nu. Și eu nu am făcut în viața mea decât lucruri în care am crezut. N-am rămas gravidă niciodată. Deci eu nu pot să fac copii. Când nu vrei să obții ceva, ai cele mai mari șanse să le obții. Și când ies la televizor și mai am eu o idee pentru care lupt, mai cal și în străchin, pentru că la mine este, trebuie să ajung acolo. Mi-a zis, dacă a mers odată, o să mai îmi rămâi gravidă, copilul moare până mâine dimineață. Sunt mult mai puternică și orgasmul intelectual nu se compară cu ăla fizic. Miracolele există, dar cu sacrificii. Mi-e frică de lumea în care va trăi copilul meu și este... Sunt multe momente în ziua de astăzi în care îmi pare rău că l-am adus în această lume.